Corina vă spune, bine ați venit la lansarea cărții Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou, Mântuitorul tuturor și al sufletelor. Vă vorbim despre volumul al doilea. Sunt foarte emoționată și bucuroasă în același timp că ați ales să petrecem această după-amiază împreună, într-o zi specială, că ați ales să vorbim despre un prieten foarte bun. Prieten special este Sfântul Efrem cel Nou, pentru că sunt sigură că 99%, dacă nu 100%, dintre cei aflați în sală îl cunoașteți pe acest sfânt și sunt convinsă că v-a și ajutat de foarte multe ori. Iar dovada că v-a ajutat este chiar cartea pe care o avem în față, pentru că mulți dintre dumneavoastră ați dat deja mărturie. Eu vreau să-i mulțumesc Sfântului Efrem, pentru că mi-a dat ocazia să lucrez la un proiect minunat, la un proiect la care nu m-am gândit niciodată. Mi-a dat ocazia să lucrez la două cărți care conțin colecții de mărturii făcute de acest sfânt. Prima carte, așa cum știți, am lansat-o în 2016 și este această carte. O carte care pot să spun că a călătorit destul de mult. Când am lansat-o, am scos-o în 4 ediții, deci 9500 de exemplare. O carte care nu se vinde, e o carte care se dă gratuit și trebuie să recunosc că în momentul în care am scos această carte, mă întrebam dacă donează cineva pentru scoaterea unei cărți. Sfântul Efrem ne-a demonstrat că da, donează cineva pentru scoaterea unei cărți și o carte, și ne-a demonstrat că o carte este foarte importantă în viața unui om. Poate schimba viața unui om. Dacă despre primul volum spuneam că s-a scris singur, despre al doilea volum aș putea să spun că a venit așa ca un firesc, ca o continuare. Deși nu m-am gândit de la început, dar am început să... am tot primit mărturii și era nevoie de al doilea volum. Nu se putea ca aceste mărturii să rămână undeva pus într-un sertar. Și îmi doresc foarte mult ca și această carte să călătorească cel puțin la fel de mult ca primul volum. Această carte există, în primul rând, datorită celor care au mărturisit. Așa cum ne luăm și Sfântul Efrem să o facem. Apoi există datorită celor care au donat pentru ca această carte să fie tipărită. Pentru că, într-adevăr, editarea unei ediții este destul de costisitoare și depășește 100 de milioane de lei vechi. Această carte există însă un număr foarte mare de prieteni. Cred că sunt în jur de 25 de prieteni care m-au ajutat. M-au suportat. Și-au din timpul lor, din nopțile lor, ajutându-mă cu editură, cu editare, corectură, care o muncă destul de migăloasă. M-au ajutat cu ce înseamnă grafică, DTP, pregătire pentru tipar. Eu le mulțumesc tuturor. Nu vreau să o fac nominal pentru că mi-e frică să nu-i pe cineva și știu că unii dintre ei au vrut așa să rămână cumva în taină. Vreau totuși să adresez mulțumiri speciale Corinei Rezai și Alexandrei Grigore, care au pregătit cartea pentru tipar. Și mai am de adresat multe mulțumiri. În primul rând vreau să mulțumesc Maicii Macaria, de la Nea Macri, care este mâna dreaptă a stareței de acolo. Și în martie, când am fost la Sfântul, dânsa ne cunoștea deja de la primul volum. I-am povestit, de fapt ne-am pus cu manuscrisul cărții, l-am pus pe raclă, ca să primim așa cumva și binecuvântarea Sfântului Efrem. Și am rugat-o să ne permită și ne-a permis să intrăm în camera în care se află mormântul Sfântului. Și am făcut câteva fotografii pe care le veți regăsi în carte. Facem mică pauză pentru că a venit unul dintre invitați și o să rog să se așeze acolo și o să-l prezint la momentul potrivit. Aș vrea de asemenea să mulțumesc preoților care au sprijinit publicarea acestui volum. Au sprijinit publicarea volumului fie scriind una dintre cele două prefațe, fie trimițând mărturii, fie dând fotografii din bisericile pe care și le păstoresc. Și aici mulțumesc Părintelui Mihai Iorgătescu de la Marochea I. Zorin din Iași. Mulțumesc Părintele Vasile Dabija, care este lângă mine la Parchia Chinegești. Mulțumesc Părintele Marii Matei de la Florești, din Cluj. Părintele Ciprian Negreanu de la Biserica Studenților, tot din Cluj. Părintelui Constantin Diabonașu de la Biserica Spitalului Județean Suceava și Părintele Iosif Petra de la Mănăstirea Piașa. O să fac o scurtă trecere în revistă a invitațiilor care stau lângă mine. L-am alături de mine pe Părintele Vasile Dabija de la Parchia Chinegești, unde dânsul a făcut așa un încălțișor de rai. În primul rând, prin atmosfera de rugăciune pe care o simți în biserica dânsului. În biserica de la Dumicești există moaștele de la Advenii de Sfinți, sper să nu greșesc, inclusiv moaștele Sfântului Efrem. Apoi avem pe Nicoleta Filip și pe Mirela Caracoti, care au scris, au publicat în această carte. Sunt coautori. Sunt 100 de coautori, cât 100 de mărturii. Alexandra Svec, jurnalist care a venit din Anglia să fie alături de noi. Și domnul doctor Radu Țincu, medic primar la secția de terapie intensivă din Spitalul de Urgență Floreasca. Spuneam că de 7 ani îl cunoaștem pe Sfântul Efrem cel Nou. Și trebuie să vă spun că ne-a dat foarte multe daruri. Le-am mijlocit și am primit de la Dumnezeu cu ajutorul Sfântului Efrem foarte multe cadouri, dar o să mă opresc doar așa asupra unei mici părți. Dumnezeu ne-a dorit prin mijlocirea Sfântului Efrem cel Nou doi copii, unul în cer și unul pe pământ, pe Sofia și pe Nicolae. Sofia noastră s-a născut pe 1 septembrie 2013 și s-a mai născut odată în cer pe 6 septembrie. Pe Sfântul Efrem a rânduit să o botezăm și să avem un înger rugător în cer. Un an mai târziu ne-am dus în Grecia să ne rugăm Sfântul Efrem. Ne-am rugat și altor sfinți care ne sunt apropiați de inimă, Sfântul Ioanus, Sfântul Nectarie. Iar în postul Crăciunului din 2015 am hotărât împreună cu soțul meu, Alexandru, să facem din nou același anon pe care l-am făcut și când am rămas însărcinată cu fetița, adică să citim 40 de zile la Catiscul Sfântului Efrem. După ce am terminat acest canon, sau cam în același timp, am terminat și prima carte, am dat-o la tipar. În aceeași perioadă am făcut pelerinaje în Bucovina, ne-am rugat și la Sfânta Cuvioasă Parascheva și noi cartea am lansat-o pe 6 februarie 2016. Eu nu știam că sunt însărcinată, am aflat 4 zile mai târziu. A fost o mare bucurie. A fost o sarcină cu multe emoții, cu analize chiar mai proaste decât prima, pentru că eu fac tensiune în timpul sarcinei, adică se numește preeclampsie. O condiție medicală care implică riscuri foarte mari, care pot duce atât la moartea mamei cât și la moartea copilului. Da. Bineînțeles, ne-am rugat foarte mult, ne-am rugat numai și Domnului, Sfântul Efrem și multor alți sfinți. Și pe 6 septembrie 2016 eram internată în spital. Medicul meu ginecolog a decis să fac o nouă ecografie, deși cu doar o zi înainte toate analizele erau în regulă și mi-a spus că trebuie să mă opereze în regim de urgență, pentru că copilul erau deja indicii cu copilul într-o suferință fetală. Și sincer vă spun că nu venea să cred că nasc în aceea zi în care Sofia a trecut la Domnul, aproape la aceeași oră. Dar noi vedem acest lucru ca pe o mângâiere, ca de acum înainte sau din acel moment, în ziua respectivă, să fie și o bucurie pentru noi, pentru nașterea băiețelului nostru. Nicolae a venit pe lume cu un mare prematur, cu aproape 6 săptămâni mai devreme, a avut un kilogram 900. Am trecut prin emoții, am stat la terapie intensivă. Sunt câteva colege de suferință, dacă pot să spun așa, sunt în sală, care au trecut și ele prin emoții similare. Dar, slavă lui Dumnezeu, este bine și ne bucurăm de el, că dumneavoastră și cunoașteți. Aș vrea să spun câteva lucruri despre această carte. Spuneam că sunt 100 de mărturii. Este o carte care are 12 capitole și sunt mărturii extraordinare, din punctul meu de vedere. O să vedeți că unele vă vor lua total prin surprindere. Sunt mărturii care arată găsirea unor soluții în situații limită, vindecări miraculoase, copii salvați, deși erau sortiți avortului de către medici. Dar sunt și mărturii care ne arată că Sfinții intervin în viața noastră, dar nu totdeauna așa cum ne dorim noi. Adică cumva aceste mărturii ne amintesc ca la fiecare rugăciune să spunem: Doamne, facă-se voia Ta. Și de aceea probabil și rugăciunea pe care o facem către bolnavi, pentru bolnavi, către Sfântul Efrem cel Nou, se spune undeva, ne rugăm Sfântul Efrem, dacă este de folos să tămădească pe cel aflat în suferință, iar dacă nu este de folos, să-i dea răbdare, să-și ducă crucea fără să cârtească. Există un capitol foarte mare, dedicat pruncilor, care au venit pe lume cu sprijinul Sfântului Efrem cel Nou. Deși, cum spuneam, medicii îi sorteau clar avortului și dacă părinții n-aveau credință tare, acești copii nu s-ar mai fi născut și acești copii sunt perfect sănătoși astăzi. Există de asemenea un capitol care se numește O singură minune, mai multe mărturii. M-am gândit să prezentăm aceeași minune din mai multe unghiuri, pentru că fiecare ne raportăm diferit la un eveniment. Și m-am gândit că dacă o minune este prezentată din mai multe unghiuri, practic nuanțele diferite dau mai multă greutate acelui eveniment. Și mai vreau să spun două lucruri despre un alt capitol care mie mi-este foarte drag. Se numește Și-au trăit minuni după ce au citit o carte. Sunt minuni pe care le-am primit de la cei care au citit primul volum. Minuni care arată exact ceea ce spuneam la început, că o carte poate schimba viața unui om. Și o să vă dau un mic exemplu. Spuneam că această carte am dus-o și am pus-o în mâinile multor necunoscuți. În general, oameni aflați în suferință, am dus-o în biserici, în mănăstiri, am dus-o în spitale, în azile. Și la un moment dat am dus cartea într-un spital din București. Am dăruit-o unei mame, fără să știm poveștile, nu interacționam prea mult cu cei care primeau cărțile. Dar se întâmpla în 2017, dar la câteva luni, mama respectivă mi-a trimis o mărturie și mi-a povestit, fără să știe că noi am dat acea carte, ne-a povestit: uitați, ne-a adus cineva o carte cu Sfântul Efrem, eram cu fata mea de 17 ani, avea cancerosos, urma ca medicii să-i taie mâna, ne-am rugat amândouă, ne-am pus nădejdea în Sfântul Efrem și Bunul Dumnezeu, s-au rugat, au simțit miros de mir în salon amândouă și fata a intrat în operație la scurt timp, cu gândul că medicii vor tăia mâna. Îți dai seama ce moment și ce, nu știu, să ai 17 ani și să știi că rămâi fără o mână, mi se pare că e un moment foarte greu. Și ai ieșit din operație cu mâna la loc. Că medicii și-au schimbat decizia. Roxana, pentru că așa o cheamă, a trecut prin multe alte încercări, ulterior a ajuns și în Italia, dar slavă lui Dumnezeu este bine, chiar a venit astăzi și ne-a ajutat la lansare, la organizare. Deci nicio carte nu ajunge întâmplător la cel care o primește. Și sunt mulți care au venit la lansarea din 2016 și au trăit minuni. Am o prietenă care se află în sală, care a avut o veste compleșitoare în februarie 2016, era la lansare și a strigat către Sfântul Efrem și credeți-mă că Sfântul i-a răspuns imediat și mărturia ei o veți găsi în carte. 90% dintre mărturiile din volumul 2 le veți regăsi și pe online, pe un blog, se întâmplă minuni. Am făcut și o pagină aferentă de Facebook, acum am mers mai mult pe Facebook. Cartea este scoasă sub umbrela asociației noastre Sfântul Nicolae și Sfântul Efrem cel Nou, asociație care duce mai departe Memoria Sofiei. Dumneavoastră, sau mulți dintre dumneavoastră știți deja cu ce ne ocupăm, dar avem o pagină de Facebook, în Memoria Sofiei, pentru cei care nu ne cunosc. Și cu această ocazie mulțumesc și tuturor celor care ne sunt aproape, pentru că este o asociație care se bazează exclusiv pe voluntariat. La final, toată lumea va primi o carte, în mod gratuit. Cum spuneam, această carte este numai gratuit. Dacă doriți să o dați mai departe, aveți mai multe modalități. Dacă știți pe cineva în suferință sau simțiți pur și simplu care are nevoie să-i împrumutați să o citească, sau există un cufăr pentru donații sau un cont pe care îl găsiți în carte. Eu îmi doresc foarte, foarte mult să facem această carte, în special în saloanele de spital și să o lăsăm acolo pentru ca cât mai mulți pacienți să se bucure de ea. Să o dăruim și pacienților, dar aș vrea, pentru că în saloane e flux mare și ar fi bine când omul are așa un moment să poată să răscrească ceva, mai ales că mărturile sunt scurte. Am fost în decembrie, am avut o acțiune la Spitalul Fundeni și la Institutul Oncologic la adulți, unde, să zicem așa, oamenii sunt mai rar în vizită și mi-am dat seama ce nevoie mare este de îmbrățișare, de un zâmbet, cât de important este să deschide cineva până la urmă ușa salonului, pentru că nu toată lumea are familia aproape. Sunt mulți pacienți care sunt din țară. Ce pot să spun? Eu mă rog ca Sfântul Efrem să lucreze în inimile celor care vor citi această carte. Și mă rog ca oamenii să aibă curajul să cheme în ajutor pe Sfântul Efrem. Spuneam un părinte că nu este nevoie, Sfântul Efrem nu are nevoie de atât de multe cuvinte, e suficient să-l strigi cu credință și vă spun pe drept cuvânt că au fost momente de cumpănă în care am strigat la Sfântul Efrem, deși nu e cuvântul cel mai frumos și mai potrivit, dar Sfântul a răspuns imediat. Și cred că nu degeaba grecii spun Sfântul Fulger. Acum îi dau cuvântul Părintelui Vasile Dabija.